Adrian Zorlescu susține că lipsa de implicare a autorităților județene a dus la procentul extrem de mic de absorpție a banilor din Fondul de Tranziție Justă. Procentul de absorpție a acestor fonduri este unul foarte, foarte mic, sub 30%, ceea ce consider că este o insultă pentru antreprenoriatul din Gorj. Probabil lipsa aceasta de implicare a autorităților și promovarea acestui program de tranziție justă a făcut ca acest procentaj să fie unul dezastruos. Acum aflăm din presă că autoritățile au mai prelungit cu o lună de zile acest program. Din punctul meu de vedere, această prelungire este foarte mică, insuficientă pentru a mai aduce noi proiecte. După cum știți, avizul de mediu, fiindcă vorbim despre investiții care au nevoie de aviz de mediu, nu de clasare, este obligatoriu și acesta durează cel puțin o lună de zile. Când mai au timp proiectanții, când mai au timp consultanții să facă proiecte dacă acest aviz durează așa de mult? De aceea consider că este insuficient ca procentul să crească prin această prelungire. Fondul de tranziție justă are prevăzut pentru Gorj un buget de 537 de milioane de euro. Dacă nu vor fi depuse suficiente proiecte pe Gorj, banii vor fi repartizați în alte județe.